Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit din nou la un nou tutorial la acordeon pentru începători pe canalul Tutoriale și Melodii la Acordeon. Dragii mei, astăzi avem pentru tutorial melodia care ați auzit că am cântat-o la începutul acestui video. Este vorba despre melodia Doar o mamă poate ști, din repertoriul Mariei Ciobanu. Explicația va fi ca și până acum, în celelalte tutoriale de pe canal. Prima variantă cu degetația normală, cum s-ar cânta melodia. A doilea variantă cu un singur deget, pentru cei care sunt abia la început la claviatură. Prima variantă. Atenție! Începem de aici. Prima parte. Și sărim tocmai aici. Deci, din nou. Iar acum, a doilea variantă cu un singur deget. Atenție! Dragii mei, mă scuzați, aici se încheie acest tutorial. Dacă v-a plăcut tutorialul și dacă vă place în general tutorialele făcute de mine la acordeon, nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal, să distribuiți
mai ales să distribuiți, că văd că în ultimul timp canalul a cam stagnat și din punct de vedere al vizionărilor și al abonaților, nu știu ce se întâmplă, canalul nu mai merge în ritmul în care mergea, chiar la ultimele videoclipuri slabe, vizionări, abonați, nu mai vorbim. Într-un timp, acum vreo lună și ceva, chiar am avut impresia că canalul în ritmul în care mergea, chiar am avut impresia că o să-l ajungă din urmă pe celălalt canal de YouTube, Nelu Carmu Muzic, care și acolo nu stau prea roz treburile, dar nu știu. Nu vă plac tutorialele mele sau nu știu care-i treaba. Așadar, dacă doriți, distribuiți. Dacă este cineva, îl rog pe această cale să fac o mică promovare, dacă se poate. Dacă se poate, bineînțeles. Dacă nu, cum doriți voi. La acest canal, bineînțeles. Da, cam atât am avut să vă spun. Până la următoarea întâlnire cu voi, toate cele bune, la revedere!